Bună ziua, dragii noștri! Iată-ne din nou împreună la o nouă ediție a rubricii Pastila de lectură inițiată de editura Herald. Astăzi vom vorbi despre masonerie și despre o carte specială apărută în colecția Arta Regală de la editura Herald. Este vorba despre Constructorii de Joseph Fort Newton, o cercetare a istoriei și filozofiei masoneriei, carte pe care, alături de celelalte cărți, cred că sunt undeva în jur de 11-12 titluri apărute în colecția Arta Regală, le puteți găsi pe site-ul editurii Herald și le puteți comanda online. Alături de noi astăzi este ca invitat profesorul universitar și coordonatorul colecției Artă Regală, din care face parte și titlul puțin menționat mai devreme, Constructorii, o cercetare a istoriei și filozofiei masoneriei, domnul profesor Vasile Zecheru, care îi spun bună ziua, bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru că ne onorați cu prezența în cadrul acestui material, acestui interviu. Aș începe cu discuția noastră cu o întrebare generală, o întrebare generică pentru cei care ne urmăresc, apoi încercând să fim puțin mai specifici și să facem legătura cu această minunată carte Constructorii a lui Joseph Fort Newton. Ce este sau cum putem noi defini francmasoneria? În linii mari, în linii generale. Francmasoneria este o organizație presupus inițiatică. Este o definiție pe care o formulez așa ad hoc aici. Este o instituție modernă care a pierdut foarte, foarte mult din ceea ce s-ar spune inițierea autentică, aceea care exista pe vremea lui Pitagora, pe vremea lui Platon și așa mai. S-au diminuat foarte mult lucrurile în acest sens. Din această cauză se fac și multe derapaje de la acest statut. Ați vrut o definiție și în mod formal am compus una aici în fața dumneavoastră. Putem vorbi despre niște, hai să le spunem, mergând pe ideea istoriei acestui ordin, istoria francmasoneriei, putem vorbi de o istorie de cel puțin 2000, dacă nu 2500 de ani aproape, începând cu niște filozofi din Grecia antică și aici aș numi două personalități ale culturii elenistice, pe care dumneavoastră i-ați mai menționat și ați făcut referire la ei în alte, eu știu, evenimente materiale, emisiuni radio TV pe care noi le-am făcut de altfel împreună. Este vorba despre Pitagora și despre Platon? Da și nu. Elenismul începe cu Alexandru Macedon. Platon și Pitagora au trăit înainte de perioada elenistică, propriu-zisă. Dar ca să revin la fondul întrebării dumneavoastră, francmasoneria modernă, aceasta despre care vorbim noi acum, începe la 1717. Aceasta însă este doar una din măștile tradiției. Tradiția este veche de când lume, tradiția inițiatică, tradiția cu majuscule. Restul sunt fețe ale tradiției, sunt versiuni ale acestei tradiții din ce în ce mai diminuate. Pornind nu de la Pitagora, ci cu mult înainte. Noi vorbim despre regele Solomon, vorbim de asemenea despre toată această prefacere spirituală a omenirii, de la Moise. Sigur, acum ne restrângem în zona aceasta iudeo-europeană, dar tradiția este la fel de viguroasă și în India, în China, în Japonia, în toată lumea există această tradiție. De ce? Pentru că este o tradiție a făuririi conștiinței. Vedeți, noastră, Dumnezeul lui Moise nu seamănă deloc cu Dumnezeul lui Avram sau cu Dumnezeul lui Isus. Sunt fațete ale aceluiași diamant, pe care generic știința o numește acum, îl numește pe acest diamant, conștiința.
Conștiința nu este a mea, a ta sau a unui individ, este conștiința, cu C mare, conștiința universală, din care noi suntem câte o sclipire a acestei mari lumini. Ei, toată această tradiție de făurire a conștiinței umanității este o tradiție inițiatică, adică ascunsă, ocultă, care nu se dă oricui. Nu pentru că n-am vrea să o dăm oricui, să o împărtășim. Vrem să împărtășim cu oricine, dar oamenii nu sunt dotați cu acea capacitate de receptare a acestui adevăr în esența lui contradictoriu și paradoxal. Adevărul acesta este Dumnezeu. Putem pune un semn egal. Știți, facem diverse scurtături, așa ca să între Dumnezeu și adevărul cu majuscule. Iată de ce este mult mai profitabil pentru a înțelege fenomenul să vorbim despre tradiție, așa cum a făcut-o și René Guénon, pe care editura dumneavoastră l-a promovat în mod deosebit. Aproape că există o integrală Guénon, cărțile lui René Guénon sunt publicate în marea lor majoritate, au mai rămas câteva. În colecția Filosofia Perennis. Nu numai, și în mai multe... În colecția Arta Regală avem un titlu, Francmasonerie și Companionaj. Au apărut cărți importante de Guénon și la Humanitas și la alte edituri. La Antet, nu vreau să fac acum propaganda altor edituri, dar fenomenul în sine a cunoscut o atenție deosebită din partea editorilor în ultimii 25 de ani în România. Aceasta este discuția pe care o facem. Discutând despre francmasonerie, sigur că acoperim un segment foarte mic din tot acest fenomen. Dar eu, pentru că am păstoresc această colecție minunată de la editura Herald, o coordonez, ea se numește Arta Regală, sigur, voi accepta să discut despre masonerie așa în formula pe care dumneavoastră o lansați prin întrebările. Revenind la cartea Constructorii, o cercetare a istoriei și filozofiei masoneriei de Joseph Fort Newton în colecția Arta Regală, editurii Herald, putem spune că masonii au fost niște constructori? În sensul metaforic și nu numai metaforic, dacă stăm să ne gândim la... eu știu, templul lui Solomon sau la arhitectură sau la alte... Au fost, sunt și vor fi constructorii umanității, nu masonii, inițiații, mari inițiați ai omenirii, pe unii dintre ei am menționat în discuția noastră anterioară, Platon, Pitagora, Iisus... Toți au așezat câte o piatră la acest templu ideal al umanității, la această construcție de consolidare a conștiinței, a nivelurilor de conștiință. Cartea sugerează trei astfel de praguri, trei astfel de funcțiuni, le spune René Guénon. Există o funcțiune a geometrului, cel care inventează legile geometriei. Ele există independent de voința noastră a omului, a individului. Există o funcțiune a arhitectului, cel care cunoaște aceste legi, știe despre ele, și există o funcțiune a constructorului, cel care transpune în fapt, aici pe pământ, în mundan, aceste reguli geometrice. Iată, francmasoneria vorbește despre regele Solomon, templul regelui Solomon, o construcție, un construct uman care a fost transpus în operă de către Solomon, Solomon fiind, să zicem așa, care coordona, dar era o armată de constructori acolo în spatele lui. A fost ajutat de regele Hiram al Tirului, cu care era prieten și probabil aliat, a fost ajutat de un anume meșter Hiram. Acesta, Hiram, era constructor. El știa și arhitectura, știa și planul construcției și știa și cum să o transpună în operă. Sigur, toată aceasta este o legendă, dar legenda aceasta, dacă vom căuta la amănunte, nu vom descoperi nimic care să se susțină în spatele legendei.
Noi însă trebuie să căutăm mesajul acestei legende. Ce vrea să ne transmită această legendă nouă acum oamenilor din secolul 21? Despre aceste lucruri se ocupă Fort Newton în cartea lui intitulată Constructorii. Acesta este raționamentul inițiatic, geometru, arhitectul și constructorul. Ce ne puteți spune despre personalitatea lui Joseph Fort Newton? Întâi de toate, Fort Newton a fost un intelectual de mare clasă. El era preot baptist și era oarecum familiarizat cu tehnica aceasta a elaborării predicilor. De aceea cartea lui, care este o carte singulară, unicată, nu numai în bibliografia sa personală, ci și în toată această bibliotecă extraordinară masonică de sorginte nord-americană, din care colecția Arta Regală aduce în fața cititorilor patru mari autori, un careu de aș, pe Albert McKay, Albert Pike, Bach și, iată, Joseph Fort Newton. Fort Newton era doctor în trei sau patru mari științe, era doctor în teologie, era doctor în drept, a terminat la Harvard și l-a avut acolo la Harvard ca îndrumător pe celebrul William James, o personalitate fabuloasă în istoriografia și în filozofia americană a sfârșitului de secolul XIX, început de secolul XX. De asemenea, era doctor în literatură romanică și iudaică. Acesta era. Cartea, în schimb, este, cum spuneam, un eveniment singular. Pur și simplu, n-a mai scris el o astfel de carte, nu l-a preocupat să producă asemenea lucrări de literatură masonică, dar este un monument și prin faptul că se vede, transpare în spatele lucrării o documentare extraordinară și o măestrie teribilă a autorului de a transpune în operă un astfel de mesaj. Cartea lui se împarte în trei secțiuni. Este o prima secțiune se numește Profeția, o a doua secțiune se numește Istoria și a treia Interpretarea. În Profeția vorbește despre aceste rădăcini pe care le sugerați și dumneavoastră ale tradiției în lumea iudaică, în lumea greacă, în lumea egipteană, deci în lumea, zicem așa, în cultura aceasta din care s-a născut europenismul modern. În partea de istorie, pur și simplu, merge aplicat către manuscrisele care au rămas. Au rămas niște scrieri vechi de 700-800 de ani, în care se vorbește despre masonerie și despre arta regală și despre landmark-uri, all charges se numesc aceste landmark-uri, adică niște canoane, cum ar fi în religia ortodoxă, niște reguli. Și în sfârșit, Interpretarea, unde secțiunea numărul 3, unde autorul încearcă să aducă filozofia lui proprie despre acest fenomen, despre masonerie, despre spiritul masonic. El spune la un moment dat, și o să-mi dați voie să citez și eu, spune la un moment dat, spre sfârșitul lucrării, pur și simplu că masoneria deține un imens și tulburător secret. Să-l facă pe om conștient de divinitatea din lăuntru lui. Ce extraordinar! Acesta ar fi scopul masoneriei moderne. Eu vorbesc acum la nivel ideatic, la nivelul de cum ar trebui să fie, cum este, constatați dumneavoastră și sunt atâtea alte emisiuni și întrebări neliniștitoare despre tot acest fenomen. Mă opresc deocamdată. Sper că n-am depășit cadrul întrebării.
Îl putem, eu știu, pentru că citind cartea apar pe lângă partea de tradiție, apare foarte multă istorie și nu numai istoria francmasoneriei, dar și istoria umanității. Putem să-l încadrăm pe Joseph Fort Newton în pleiada, să spunem, de autori nord-americani care au scris despre francmasonerie? Da, fără îndoială. Eu am vorbit puțin mai înainte și probabil că v-am sugerat cumva această întrebare. Există un careu de ași. Suntem nedrepți acum când identificăm din gruparea mare de autori americani doar 4 personaje pe care le-am și nominalizat aici. Albert McKay, un enciclopedist, un om care cunoștea tot ce se putea cunoaște la vremea respectivă despre masonerie, sfârșit de secolul XIX. Albert Pike, care a fost suveran mare comandor al ritului scoțian antic și acceptat. Sigur, lăsăm la o parte acele dimensiuni contradictorii din viața lui. A fost totuși un gânditor, era apropiat așa spiritual de Hegel, de Platon, de filozofia greacă și de dreptul roman pe care le studiaseră, vorbea curent mai multe limbi. După aceea, acest Girach Bach, care era și teozof, un curent la modă în vremea respectivă, oarecum venit pe tot acest teritoriu terra nuda, să-i spunem așa, din punct de vedere spiritual, unde omul aspira către în alta conștiință, dar nu avea metodele necesare, a venit, să știți, de secolul XIX, teozofia sau teozofism. Teozofia este un termen încă venerabil. Teozofismul, așa cum îl numește Guénon, este un termen care prin el însuși transmite mesajul de compromis, de pseudo-inițiatic, de contra-inițiatic chiar. Și în sfârșit, autorul nostru, Joseph Fort Newton, un intelectual erudit, rasat, care a făcut o bună impresie în epocă, este citat printre cei mai mari predicatori în America la începutul secolului 20, are lucrări importante. Acesta i-am spus eu așa, fără să mă gândesc prea mult, careul de ași al autorilor nord-americani de literatură masonică. Mai sunt și alții foarte importanți pe care, încă o dată spun, facem o nedreptate că nu-i cităm și că nu-i studiem, dar, mă rog, ne oprim la acestea. Acești patru autori, cele 4 cărți apărute la colecția Arta Regală, sunt cărți fundamentale în masonică. Dacă n-ai citit aceste lucrări, n-avem ce să discutăm. Nu ești în acest lucru. Trebuie să punem mâna pe carte. Masoneria este un ocultism rezervat, intelectual. Trebuie să mai și citim ca să înțelegem pur și simplu. Ca și în alta spiritualitate ortodoxă, ca să fac un... Nu poți să fii un preot bun dacă nu citești, dacă nu ești un teolog foarte bun, să înțelegi din punct de vedere filozofic resorturile profunde ale teologiei ortodoxe. Da, cu siguranță în viitor, în colecția Arta Regală, se vor adăuga și alte nume mari care au scris despre fenomenul francmasoneriei și despre istoria și filozofia acestui ordin. Aș numi foarte pe scurt, pe lângă cartea despre care am vorbit astăzi, și alte titluri, cum ar fi Arta Regală a lui Oswald Wirth în aceeași colecție, în colecția Arta Regală, Francmasonerie și Companionaj de René Guénon, pentru că l-ați amintit puțin mai devreme, Legendele, simbolurile și miturile francmasoneriei, de asemenea simbolismul francmasoneriei, Ortodoxie masonică, Jean-Marie Dagon și multe, multe alte titluri în colecția Arta Regală. Noi cu siguranță vă vom ține la curent cu noile apariții în această colecție, în colecția Arta Regală,
coordonată, păstorită, așa cum a spus, de domnul profesor Vasile Zecheru, coordonatorul colecției Arta Regală. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost azi alături de noi și ne-ați transmis informații foarte prețioase. Dragii noștri, am vorbit despre puțin, atât cât ne-a permis timpul, dar cu siguranță vom relua acest subiect la pastila de lectură. Am vorbit despre Cartea Constructorii a lui Joseph Fort Newton, o cercetare a istoriei și filozofiei masoneriei, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, în colecția apărută, publicată în colecția Arta Regală a editurii Herald și alături de celelalte titluri menționate puțin mai devreme, și aceasta o puteți găsi pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald, și le puteți comanda online. Domnule profesor Vasile Zecheru, mulțumesc foarte mult. Cu siguranță o să continuăm subiectul acestei discuții pe care am inițiat-o astăzi despre ceea ce înseamnă francmasoneria, despre istoria și filozofia acestui ordin. Dragii mei, noi ne dăm întâlnire data viitoare la pastila de lectură, rubrică, așa cum spuneam, inițiată de editura Herald. Până atunci, să citiți și să fiți iubiți. Mulțumesc, domnule profesor! Bună ziua!